Toate mamele să le anunț că luni avem ședință și să începem cu Maria. Alo? Maria? Mă sună un număr străin. Uite, drăgușoare, ei, vrei să răspunzi tu? Nu vrei? Hai, răspunde mata. Alo, da. Cine e aia, Maria? Dumneavoastră nu sunteți mama lui Marian? Marian? Cine e ăla? Drăgușor? Drăgușor al meu. Da, eu sunt măsa. S-a întâmplat ceva? Tu cine ești? Sunt profesorul lui Marian A.K. Drăgușor. Așa, și vrei de la mine? Au făcut ceva, drăgușor? Așteaptă și tu la sfârșit de lună, că acum n-am bani să-ți cumpăr cafea și ciocolată. Și s-a întâmplat? V-am sunat să vă readuc aminte că luni aveți ședință. Nu știu dacă v-ați zis, drăgușor, că aveți ședință luni. Nu ne-a zis nica, dar stai liniștit că îl întreb acum. Drăgușor. Bună elevi, bună ziua. Marian, dar ce ai? Ce faci asta la tine? Marian? Cine-i Marian? Băi, avem un Marian în clasă? Asta e, că-s eu, dai. N-am nici cap de un profesor, de ce? Marian, te văd cam palid la față, te văd cam gălbejit. Și ai febră? Doare vă ceva? Domn profesor, că n-am nica, stau și eu cu morcov între buci, că luni ai zis lui mama să vină la ședință. Fii atent, stai că am avut noroc că am sunat-o eu pe Maria și i-am zis să vină luni la ședință, că tu nu i-ai zis nimic. Așa, de când terminăm orele, stai 2 minute că vreau să vorbesc cu tine. Hai, domn profesor, dar cine-i Maria? Cum, tu nu știai că pe mama ta o cheamă Maria? E prostă, e toată viața mea, i-am zis mama. Dar e într-adevăr o cheamă Maria. Ia că m-ai învățat ceva nou azi. Doamne, așteaptă 2 minute, când se sună să vorbesc cu tine, ok? Bine, gata, stau. Hei, Cristi, băi, așteptați-i 2 minute să văd ce vrea ăsta. Și după aia mergem acolo și în spate jucăm fotbal, bine? Domn profesor, hai rapid, că așteaptă băieți să mă duc la fotbal. Ce s-a întâmplat? De ce ați chemat-o pe mama luni la ședință? Îmi spuneți și mie? Eu nu știu ce să mă mai fac cu tine. Ți se pare normal ce aici se întâmplă în ultimele zile? A? Temele nu le faci, mereu ajungi târziu. Acum 3 zile ai spart capul la copilul ăla. Ieri ai spart un geam. Trebuie să știi, părinții tăi, că nu se mai poate așa ceva. O, vin și... Profesor, nu mai exagera atâta, că faci din țânțar harmasar să mor eu dacă nu. Copilul ăla s-a închedicat singur și-o dat capul de burduri. Și chetricica o sărit din asfalt și s-o dus în geam. Eu ce vrei să fac? Nu am noroc. Nu sunt norocos. Și vă rog eu frumos, nu-i spuneți lui mama. De așa trebuie să-mi pregătesc buce. Foarte rău, dar o te cumințești, o te exmatriculăm. Adică nu se mai poate așa ceva. Și trebuie să vorbesc neapărat cu părinții tăi. Doamne, ce mă aștept. Domn profesor, nu știu. Nu am venit să cred. Și vrei, tată, și ai. Doamne, să-mi fac roșii de 2 ori. Ui, te-ai stricat la burtă? Ai mâncat ceva stricat? Ești bine? Te arde instalația? Cum, tată, hai să te trezești tu sâmbătă? Să faci trebuie. Spui și mie și la ora asta. Păi și are, tată, nu m-ai văzut niciodată că fac temii sau cum? Așa m-a trezit eu, n-am putut să dorm. Am visat urât. Că luni am ședințe? Acum am înțeles eu, tătai. Deci trebuie să pregătesc curaua, nu? De asta ești așa de cuminte, faci temi. Dar cine merge la ședință? Eu sau măta? Păi dar nu știu, tată, că o sunat-o pe Maria. Adică pe mama. Știi? Și o întrebat-o dacă vrea să meargă la ședință. Că pe tine nu te sună niciodată nimeni. Știi că ești un puțoroc. Deci eu sunt un căcat în casa asta, nimeni nu spune nimic, eu nu știam mai că tu ai ședință. Asta mă duc eu și vorbesc eu cu măta. O pun eu la pungi pe măta. Păi ia din pași. Aha, stai mă, nu tragi! Grasă-s mică! Mamicuța mea! Mami! Drăgășoară, ți miroase nasul a ședință luni, nu? De asta te trezi tu la ora asta, ia! Da, ia din pași, din pași! Mami, ești aici? Și vreau să zic, vrei să te ajut cu ceva? Vrei să dau cu mătla? Să dau cu mopul? Să șterg praful? Ce amabil te-o fac cu mătla! Dar de când ești tu așa de amabilă, ți-e frică de bataie, așa-i? Nu, n-am nevoie, las că-și faci măta singură. Până acum n-ai fost în stare să faci. Acum că ai ședință luni, ești cel mai amabil. Ești, uf, Doamne, mai pupa și între buciolac. Să nu iei bataie luni. Mers, nu, mama? Auzi, zâmi și mie și pot să fac ca să scăp de bătaie. Mă, tăi proastă, șuși de aici, te legi și la bucătărie sau cum? A? Sau crezi că nu-și dă seama? Spune-mi ce ai făcut, da? Ca să te bată azi și mâine și noi să vezi ce e obișnuit cu bătaia. Luni să știe, mamă, îmi dau pantaloni jos singur, ia coraua de aici, dăm câteva la buci și am terminat bulici. Spune-mi ce ai făcut. Hai ca să fim prieteni.
Mamă, perfect! Să iau bătaie 3 zile, nu? Nu să iau doar una și bine. Să iau 3 zile, pam, 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 nu? Hai tine, băi, mă lungi și lasă-mă în pace. Eu care am vrut să te ajut, sunt și bun cu tine. Și bun la școală, tataie! Nu sunt și bun acasă, că tu la școală ești un căcat. Ești un egal cu zero. Mă faci de tăt căcatul. Să vezi lungi și o să-mi zică nici profesorul. Să mă bagi în pământ. Tu faci groapa, tataie. Tu faci groapa. Dacă nu mă găsești într-o bună zi spânzurat aici și în bucătărie, o să știi din cauza ta. Bine? Dispai. Că mă faci să plâng. E bună dimineață. Ne, Doamne, ești acolo sus? Hai, Doamne, fă și tu miracol. Știi că nu ne-am mai văzut de mult noi. Mâine mama are ședințe la școală. Nu știu, foc la școală. Eu știu. Fă și tu ceva. Sfântul Petru e acolo cu tine? Dacă e Sfântul Petru cu tine acolo și ajunge mama mâine la școală, spune-i să-mi fac și mie un loc în rai. Te rog eu frumos. Că... Hai, te rog. Ce faci? Tu crezi că Dumnezeu gata? O vii, eu văzut o luminiță acolo și așa o văzut de ușor să roagă. Acum ai trimit îngeri păzitori. Dă foc la școală, faci tot. O închetică pe măsa, n-ajunge la școală. Deschide și tu becul, că dacă nu, nu te vede. Ai mamă, îți bagi de mine. Mă rugam și eu. Sfântul Petru, ne vedem mâine. Începem cu ședințele. Doamna Maria, doamna Maria, puteți trece. Doamna Maria? A, stai că eu. Hai că vin acum. Auzi, fii atent. Înainte să vorbești să zici ceva, eu ți-am adus aici ceva, da? Nu vreau să-ți schimb părerea. S-a tăiat Costache un chișor de porc, o lăsat porcul cu 3 chișoare, o găină, ce am avut și noi prin casă? Niște pătrujări, niște ouă, 3 milioane. Da. Acum poți să zici. Chiar nu trebuia, doamne, dar da, mulțumesc frumos. Hai să vedem despre ce este vorba. Da, asta se rezolvă, asta la fel. Sunt copii, știți cum e. Ce aici trebuie să vorbiți cu Marian? Să vorbiți e să facă temele și să fie mai mult prezent la ore, da? Care câteva absențe. Stați liniștit că ajung acasă să vorbesc cu el. Mâine o să vin cu alt din asta să motivăm absențele, bine? Drag. Tata! 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 Și vrei? Și stai la ușă? Păi, tată, ai ajuns mama? Care mă dai? Mamă, tată, câte mami am? A, măta, măta! Nu a ajuns, dar unde s-a dus? Auzi, mă ascuns și pe mine. Hai, mă ajuți? Nu iau bătaie. Păi da, vrei să-ți sapă o groapă? Dar și vrei să mă îngropi? Păi cea mai bună ascunzătoare acolo. Nu te mai găsești nimeni. Și hai, tată, ai băut vreo ceva, ești bat? Cum să mă ascundă în groapă? Păi nu știu, vedem. Caută și tu ascunzătoare. Măcar mă aperi? Da, uite, apăr, pun-te în spatele meu. Ușor, drău ușor, să aude ușa, e mâta. Ascunde-te că eu te apăr. Fugi! Pune, mă ascund! O venit? Vine! Vine acum! Bagă-te supat! Ascunde-te acolo și-a supat! Că te-a apărtat tu! Dar și faci Costache, mă așteptai? Eu te așteptam, nu! Îmi frec curul aici așa de asta, știi? Că mă mănâncă bușile. Ce faci? De unde vei? Tu când erai copil, erai prost. Acum că ești mare, te joci. Și vreau să-ți dau un ifșor, tu că vreau să vorbesc cu el. Ifșorul meu? Nu știu. Bă, e supat! E acolo supat, dar nu-i zic că ți-am zis eu. Uei, drăgușor, n-am putut să te scăpă, vezi că vine măta. Ușor, vine.